Guvernul le va restitui pensionarilor în tranșe lunare cota de 5,5% percepută de la 1 ianuarie anul trecut pentru asigurările sociale de sănătate. Prevederile au fost incluse într-o hotărâre adoptată recent de guvern și publicată în Monitorul Oficial. Este vorba de contribuțiile de asigurări sociale reținute persoanelor cu pensii de peste 740 de lei în perioada aprilie 2011-aprilie 2012. Banii vor fi restituiți de luna viitoare și până în septembrie 2013 prin intermediul caselor județene de pensii. În luna mai a acestui an, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care a oprit încasarea de către stat a cotei de asigurări de sănătate pentru pensii mai mari de 740 de lei, percepută peste limita legală. Asta după ce Curtea Constituțională a decis în aprilie că impozitul de 5,5% aplicat pensionarilor drept contribuție la fondul de sănătate se va aplica numai veniturilor din pensii care depășesc 740 de lei și nu întregii sume, așa cum s-a întâmplat anterior. Suma care s-a reținut la CAS de 5,5% și a fost reținută în mod abuziv, deoarece s-a reținut de la zero și nu de la cifra, adică de la suma de 740 de lei, momentan se restituie. Dintre pensionari, unii au dat crezare acestui lucru, alții mai puțin, dar toată lumea s-a bucurat de restituirea sumei respective. Deci, pe lângă pensia avută, lunar, eșalunat, se primește cei 41 de lei. Primul ministru a anunțat că fiecare pensionar va primi la pensie în tranșe egale cei 40 de lei, în medie pe care guvernul îi oprise din 2011 și li se restituie în aceeași tranșă suma ce i-a fost luată ilegal. Dacă adunați cei 40 de lei care nu îi se mai iau cu cei 40 care îi se dau, undeva între 80 și 90 de lei, fiecare dintre acești pensionari primește până în septembrie. El a precizat că sumele necesare au fost luate de la bugetele mai multor ministere, fără a fi însă afectate investițiile importante derulate de către stat. În al doilea rând, fondurile necesare au venit dintr-o creștere a încasărilor la bugetul de stat. Întrebat dacă la anul este posibilă o indexare a pensiilor, primul ministru nu a exclus a priori varianta, dar a condiționat-o de creșterea economiei.